Bisericile fac parte din această bogăție culturală a județului și o întregesc în mare parte, iar turiștii se pare că apreciază acest lucru. Ce se întâmplă însă atunci când aceste monumente istorice stau să cadă și nimeni nu face nimic? 112 sunt în Gorj, sunt foarte multe la diferență, dar vă dați seama dacă numai Gorjul are 112, Maramureș are tot aproape de 100 și... Dacă județul Gorj, care este un județ relativ mic față de altele, are 500 de monumente istorice, vă dați seama la nivel național ce buget presupune să aibă Ministerul Culturii. Potrivit datelor Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Gorj, 38 de monumente au nevoie urgentă de reabilitare, însă, deocamdată, nu se poate face nimic pentru că proprietarii, în multe cazuri, nu au fost stabiliți juridic. Și cei care s-au ocupat cât de cât de ele, vreau să vă spun că arată mult mai bine decât cele de zid, adică se păstrează mult mai bine. Depinde de fiecare dintre noi, și aici vorbesc despre proprietarii de aceste monumente, să facă documentația și să o depună. Foarte puține ajung să fie reabilitate, întrucât fondurile Ministerului sunt limitate. Cei care au totuși împroprietat o biserică din lemn pot face documentația necesară pentru a salva monumentul.